Un gentleman, nu, ca să-mi dați mie cuvântul, nu, fiind prima doamnă de aici, aș vrea să vă spun sincer că m-am simțit foarte onorată când Răzvan, în primăvara acestui an, mi-a făcut invitația de a fi directorul turneului Consiliului Județean Vrancea și sinceră, sunt emoționată pentru că faptul că sunt aici și vă pot sprijini și putem ajuta la dezvoltarea tenisului în țară este un lucru deosebit pentru mine. Acest gen de turnee organizate de Federația Română de Tenis împreună cu cluburile sportive din țară și împreună cu consiliile județene, împreună cu sponsorii care sunt alături de tenis românesc, este un lucru benefic, în special pentru jucătorii români, pentru că acest gen de turnee organizate este primul pas spre accederea în clasamentele mondiale, respectiv ATP, în cazul acesta, și dă posibilitatea tinerilor noștri jucători, tinerilor speranțe, să accede în turneele de performanță, dar în special în clasamentul mondial. Eu aș vrea să mulțumesc Consiliului Județean Vrancea, ECE Unirea Focșan, dar bineînțeles tuturor sponsorilor care au fost alături de noi. Mi-aș dori din suflet ca acest turneu să rămână o tradiție pentru tenisul din Focșani, dar nu numai, ci pentru tenisul românesc în general. Încă o dată mulțumesc pentru această onoare, sunt cu tot sufletul alături de dumneavoastră și sper ca să nu fie ultima oară când voi fi prezent alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Eu doresc să fac considerarea că doamna Florența Mihai, fostă mare campioană de tenis a României și a tenisului național, a fost declarată în 2012 director de turneu european. Este, așa este, doamna. Da. Felicitări și asta. Și acesta este cadoul de un ceas rusar, da. Întâmplător, l-am la mine, oferit de Federația Europeană pentru această... Iar prezența noastră aici conferă turneul la Focșani, un plus de prestigiu și de autoritate printre turneile de acest gen din țară. Și cine știe, poate este un argument pentru ca în viitor turneul să crească și ca nivel de participare și ca nivel de preț. Domnul Dragoș, domnul vicepreședinte Dragoș Bordadeanu, reprezintă instituția care a făcut posibilă efectiv desfășurarea și practic desfășurarea practică acestui turneu care reprezintă practic cea mai competiția sportivă de cea mai mare învergură din Vrancea în acest an cel puțin. Vă rog, domnul vicepreședinte. Mulțumesc, domnule Butuc. Bună ziua tuturor. Mă simt deosebit de onorat ca să fiu astăzi prezent alături de dumneavoastră. Și vă rog ca să-mi permiteți să felicit în numele președintelui Consiliului Județean, a domnului Marian Oprișan, și în numele meu, toți organizatorii acestui turneu deosebit de important pentru județul Vrancea. Doresc totodată ca să urez mult succes lui Rareș și lui Teodor, în principal lor, și apoi tuturor competitorilor care sunt pe tablourile principale la proba de simplu și de drumă. Vă doresc mult succes și nu în ultimul rând vă doresc ca să ajungeți precum Djokovic și Federer. Mulțumesc frumos și dau cuvântul invitațiilor noștri în județul Vrancea. Mulțumesc! Înainte de a vorbi domnul Mihai Dumitrescu, care va avea cu siguranță de dezvoltat niște lucruri care
țin foarte, foarte concrete, care țin de desfășurarea turneului. O să rog pe domnul Vorbu să spună câteva vorbe, pentru ca după aceea domnul Dumnezeu să lumineze din perspectivă organizatorică acest turneu. Bună ziua tuturor invitaților la această conferință de presă. Țin să mulțumesc în primul rând Consiliului Județean pentru sprijinul acordat acestui turneu, domnului președinte Mariano Preșan și domnului vicepreședinte Dragoș Bărlădeanu, care ne onorează cu prezența. Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului Răzvan Bucuroiu pentru inițiativa de a organiza această ediție a acestui turneu de mare anvergură. Îi mulțumesc încă o dată pentru ștafeta preluată de la tatăl lui, care a fost inițiatorul acestui proiect pentru acest turneu. Și încă o dată, mă bucur că am putut organiza cu sprijinul Consiliului Județean acest turneu, care, din păcate, știți că, datorită situației financiare peste tot în țară, multe competiții nu s-au putut desfășura. Mulțumesc sportivilor participanți la această competiție și oficialilor de la București. Și sperăm ca pe viitor să ducem tradiția mai departe pentru acest turneu. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor din presă și succes să avem pentru turneu. Mulțumesc! Domnul Dumitrescu, vă rog. În numele Federației Internaționale, al cărui reprezentant sunt la acest turneu, în numele meu personal, îmi pare bine că din nou Focșaniu este pe harta tenisului mondial prin acest turneu. Din păcate, pentru astăzi, ploaia ne-a dat puțin planurile peste cap, speram să avem o zi mai plină. Îmi doresc, cu ajutorul echipei de la clubul de tenis, să putem rezolva în timp util acest inconvenient adus de vreme, ca terenurile să fie practicabile undeva în jurul orei 14 și să putem termina tabloul de calificări, cel puțin tabloul de calificări astăzi. Cred că ceea ce trebuie înțeles de media și transmis publicului este că acest tip de turnee se adresează tinerilor jucători și este trebuie remarcat, subliniat și mulțumit tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestui turneu, ajutând în primul rând jucătorii români de a putea obține primele puncte sau de a-și îmbogăți zestrea de puncte din clasamentul ATP. Mai important, din punctul meu de vedere, mai important decât premiile de $10,000 care se acordă competitorilor la acest turneu, sunt punctele puse în joc, puncte care îi ajută pe jucători să treacă cât mai repede prin această primă etapă, dar necesară în drumul lor spre locurile din partea de sus a clasamentului internațional, a clasamentului ATP. Dacă și cred că tinerii noștri colegi de conferință de presă și sportivi și talentați tenismeni focșaneni au ceva de spus, îi invit să spună focșanenilor care probabil vor veni să-i și vadă jucând astăzi, mâine, după cum ne va fi programat și cum ne va ajuta vremea. Aș dori în primul rând să mulțumesc lui Răzvan și organizatorilor pentru că ne-au oferit acest wildcard, o șansă importantă pentru mine și pentru Răș de a face acel prim punct ATP care
e cel mai greu de făcut. Am mai avut această șansă acum, în urmă cu 2 ani. Am fost aproape, dar din păcate nu am reușit să îmi fructific șansa. Bine, probabil că o să probești mai mult pe teren. Raleș? Puțin emoționat. Este întotdeauna o plăcere să mă întorc acasă și să joc pe terenurile pe care am crescut. De asemenea, vreau să mulțumesc lui Răzvan și desigur organizatorilor pentru wildcard-ul primit și pentru șansa oferită de a juca pe tabloul principal la acest important turneu. Sper să mă descurc cât mai bine și eu și Teddy. Și sper ca cu ocazia acestui wildcard să valorific acest wildcard și să apară și primele puncte. Așa vă dorim cu toții.